Bine v-am regăsit, dragi telespectatori! Mă bucur că suntem și astăzi împreună. Vă aduceți aminte despre ce am discutat în lecția noastră de data trecută? Am vorbit despre punct, semnul întrebării și semnul exclamării. Mai exact, am început să vorbim despre semnele de punctuație. Ca să vedem cât de bine ați înțeles ceea ce eu v-am explicat data trecută, am să vă scriu un enunț pe tablă, iar voi să vă gândiți ce semn de punctuație ați pune după acest enunț. Nu pun eu semnul de punctuație. Sper că voi v-ați gândit ce ați putea să puneți și sper că mulți dintre voi mi-ați fi răspuns că se pot pune toate cele trei semne de punctuație. Pentru că este chiar așa. Dacă eu spun e totul în regulă, fac o afirmație, pun punct. Dacă exclam și mă bucur că e totul în regulă și spun e totul în regulă, atunci voi pune semnul exclamării, iar dacă întreb și zic e totul în regulă, atunci voi pune semnul întrebării. Deci, în mod normal, aș fi putut să pun oricare dintre cele trei semne de punctuație despre care noi am vorbit în lecția de data trecută, dar asta depinde de modul în care eu spun acest enunț, de modul în care eu îl pronunț, de ceea ce vreau eu să exprim prin el. Sper că este destul de clar lucrul acesta, pentru că astăzi vom continua să vorbim despre semnele de punctuație. Mai exact, vom discuta despre virgulă. Voi șterge acest enunț și am să vă scriu un alt enunț, fără să vi-l citesc, la care am să vă rog să puneți o virgulă acolo unde credeți că este nevoie. Acesta este enunțul despre care vă vorbeam și dacă îl citiți, probabil că mulți dintre voi v-ați fi gândit să puneți virgula ori aici, ori aici. Și asta probabil în funcție de ce sunteți, bărbat sau femeie. Pentru că s-a făcut un experiment și jumătate dintre cei care au participat la acest experiment, adică bărbații, au pus virgula aici, iar femeile au pus virgula aici. Nu întâmplător, ci pentru că schimbând virgula, schimbăm practic total sensul acestui enunț. Și ar fi cam așa. Dacă bărbatul ar cunoaște valoarea pe care o are, femeia ar umbla în patru labe. Asta ce înseamnă? Că se pune în evidență valoarea bărbatului. Probabil că bărbații au pus toți, în cazul acesta, virgula aici. Dacă însă pun virgula după femeia, voi zice, dacă bărbatul ar cunoaște valoarea pe care o are femeia, ar umbla în patru labe. Și asta ce înseamnă? Că eu scot în evidență, practic, valoarea femeii, nu valoarea bărbatului. Ați văzut? Schimbă total sensul această virgulă. Nu este întâmplătoare și vedeți în modul acesta cât este de importantă. Aș putea să vă mai dau un exemplu în care să vedeți cât este de importantă o virgulă.
Dacă eu spun așa, nu te iubesc, înseamnă că neg faptul că te iubesc. Deci nu te iubesc, ați înțeles tot, nu-i nevoie să vă explic. Dar dacă eu pun aici o virgulă și zic nu, te iubesc, am schimbat sensul, a exprimat exact contrariul la ceea ce am spus înainte. Pentru că dacă zic nu te iubesc, este foarte clar, dar dacă spun nu te iubesc, asta înseamnă că înainte, poate mi-ai spus tu, nu mă iubești. Și eu îți răspund, nu, te iubesc, adică eu neg faptul că nu te-aș iubi. Deci spun exact contrariul la ceea ce am spus înainte. Observați, deci, cât este de importantă o virgulă. Eu mi-aduc aminte că atunci când eram la școală, în clasele primare, nu mi-aduc aminte exact, doamna învățătoare Savaduș Paulina sau profesorul meu de limba română Andrei Făt, unul dintre ei, știu că ne-a adus un text la școală și ni l-a citit, în care era practic condamnată o persoană la moarte din cauza unei virgule. Deci să nu credeți că o virgulă, dacă este așa de mică, este puțin importantă. Să-i dăm valoarea pe care ea o are. Vom vedea astăzi mai precis virgula pentru că ea, să spunem așa, este practic o pauză mai mică decât cea exprimată prin punct în vorbire și această virgulă are rol atât în propoziție cât și în frază. Poate să unească niște cuvinte sau poate să le delimiteze practic unele cuvinte sau poate să delimiteze în frază, dacă vorbim, niște propoziții. Și astăzi, pentru că este un pic mai, să zicem, discursul acesta despre virgulă este un pic mai lung, vom începe astăzi să vorbim despre virgulă și rolul ei, locul ei în interiorul propoziției. Dacă vă aduceți aminte de primul enunț pe care eu vi l-am scris, e totul în regulă, acolo aveam o singură propoziție, nu? Deci vom vedea astăzi virgula în interiorul propoziției și rolul ei și locul ei. Dacă eu v-am dat celălalt enunț cu bărbatul și femeia, acolo aveam o frază. Propoziția este acel enunț în care avem un predicat, unul singur, iar fraza este un enunț care are mai multe predicate, cel puțin două. Deci ziceam că astăzi vom vorbi despre această virgulă pe care o notăm în felul acesta și mai ales vom vorbi despre virgula în propoziție. Vom vedea când se pune virgula. În propoziție. Vom vedea mai întâi. Când se pune? Se pune între părțile de propoziție de același fel. De exemplu, dacă avem un subiect multiplu, să zicem, cărțile, caietele, creioanele și culorile sunt aici. Eu vorbesc atât despre cărți, despre creioane, toate acestea sunt aici. Deci subiectul nostru este un subiect multiplu. Haideți să scriem că dacă nu reușiți voi să înțelegeți foarte bine gramatica și termenii aceștia, prin exemple o să vă dați seama foarte bine. Cărțile, caietele, creioanele și culorile, sunt aici. Observați că am pus virgulă după cărțile, caietele, creioanele și culorile. Observați în momentul în care am pus această conjuncție, acest cuvânt de legătură între elemente, n-am mai pus virgula. Deci se pune în toate locurile, dar mai puțin în acolo unde este această conjuncție și, dar nu numai ea.
Aici aveam elemente ale subiectului multiplu, vă ziceam, dacă vreți, puteți să le scrieți. Eu le subliniez și vă rog încă o dată să observați detaliul acesta. Am pus virgulă de fiecare dată între elemente, mai puțin aici unde era și. Casa este mare, frumoasă și ieftină. În cazul acesta avem un nume predicativ multiplu și elementele lui, uitați-vă, sunt acestea, iar tot așa, între primii doi termeni am pus virgulă, în momentul în care apare și, n-am mai pus virgula, da? Un alt enunț, am cumpărat două puncte, mere, pere, prune și caise. Observați, la fel am făcut. Am cumpărat ceva, în cazul acesta vom avea complemente directe. Ia uitați-vă, virgulă între primele două, între următoarele virgulă, dar aici nu mai avem virgulă pentru că avem și. Fata frumoasă deșteaptă și sensibilă este aceasta. Ia uitați-vă, în cazul acesta, care fată? Fata frumoasă, care fată deșteaptă și sensibilă. Aici avem trei atribute care sunt legate, tot așa, primele două prin virgulă, iar ultimele două prin și, acolo nu mai punem virgulă. Încă un exemplu, am urcat muntele încet, am urcat muntele încet cu grijă și în siguranță. Cu grijă și în siguranță. Am urcat muntele, cum l-am urcat? Avem aici niște complemente circumstanțiale de mod, încet, cu grijă și în siguranță. Avem trei complemente circumstanțiale de mod care sunt legate tot așa, primele două prin virgulă, iar ultimele două prin și, care ține locul virgulei și în cazul acesta nu o mai punem. Virgula mai poate să apară și în locul unui verb predicativ sau al unui verb copulativ. Vă voi scrie imediat un exemplu. De el și el nimic. La această virgulă ne referim. Acum poate o să-mi spuneți de ce am pus în fața lui și în cazul acesta. Și are foarte multe valori. Mai înainte ați văzut și-ul acela era copulativ. În cazul acesta este un și adversativ, vom vedea noi la ora următoare și aici trebuie să punem virgula. Dacă analizați bine exemplul, veți vedea că nu este aceeași situație, deci nu unește în cazul acesta două lucruri, două părți de vorbire de propoziție de același fel, chiar dacă avem el
el, da? Nu au alte roluri, dar ne concentrăm acum pe virgula asta, da? Și el nimic. Ce subînțelegem acolo în locul virgulei? Noi practic subînțelegem și el nu zice nimic. Practic am subînțeles predicatul. Înțelegeți? Și aici am pus virgula în locul acestui predicat care este subînțeles. Deci noi aici avem o propoziție pe care o subînțelegem, doar nu există aparent, dar există de fapt, pentru că noi trebuie să subînțelegem acel predicat verbal. Și el nu zice nimic, nu? Deci nu zice, ar fi predicatul nostru verbal. Despărțim prin virgulă substantivul de o apoziție explicativă. Și vă dau un exemplu din amintiri din copilărie. Luca moșneagul, megieșul nostru, vă duce cu căruța cu doi cai ca niște zmei. Cu doi cai ca niște zmei. Punem între ghilimele, vă ziceam că este un citat din amintiri din copilărie. Vă mai dau încă un exemplu. Alina, colega mea, este aici. Ca să observați, de fapt, ce este apoziția asta explicativă. Cum îi spune și numele, eu v-am dat termenul gramatical, dar gândiți-vă, Luca moșneagul, virgulă, megieșul nostru și din nou virgulă. Ce se întâmplă? Eu, prin cuvintele acestea, megieșul nostru, am dat, practic, o explicație a cine este acest Luca moșneagul, cine este de fapt? Este megieșul nostru, da? Sau Alina, colega mea. Cine este Alina? Am dat o explicație în plus și asta se numește apoziție explicativă. O despărțim prin virgule de restul propoziției. Fie că este un singur cuvânt care explică, fie că sunt mai multe în această explicație. Noi, dacă este un cuvânt singur, îl punem între virgule acel cuvânt. Dacă sunt mai multe, punem acele mai multe cuvinte între virgule. Mergem mai departe și vedem acum cum virgula poate să despartă și construcțiile gerunziale și participiale. Scriem un exemplu, tot un citat din Nichita Stănescu, continuitate. Alergând, mi se întețeau mușchii. Ziceam din Nichita Stănescu, continuitate. Observăm aici, alergând, care este chiar repetat, da? Și observăm că îl punem virgulă după. Avem această construcție, în cazul acesta, gerunzială, dar și participială, dacă este, tot așa o despărțim prin virgulă. Atunci când stau la începutul enunțului, da? Un alt exemplu, tot un citat, ferită de orice adiere, apa acelui lac stă neclintită de viacuri. Ferită.
De orice adiere, apa acelui lac stă neclintită de viacuri. Observăm și aici, avem, închidem ghilimelele pentru că vă ziceam și acesta este un citat din Geo Bogza, din Cartea Oltului, ferită de orice adiere, și am pus virgulă, avem această, acest participiu, da? Ferită, care este însoțit și de alte cuvinte, în cazul acesta îl despărțim cu toate celelalte cuvinte, toată construcția aceasta participială o despărțim atunci când stă în fața propoziției. Mergem mai departe, tot așa punem virgule atunci când avem un complement circumstanțial așezat înainte de locul pe care îl ocupă în ordinea normală în limba română. Ordine normală ar fi unde, când și apoi cum, adică complementul circumstanțial de loc, de timp și apoi de mod, de exemplu, nu? Dacă nu sunt în această ordine și sunt schimbate locurile, atunci punem în, între virgule. A venit pe neașteptate ieri. Observați, pe neașteptate l-am despărțit între aceste virgule, l-am pus, da? Pe neașteptate, ce este de fapt? Am venit. Cum am venit? Pe neașteptate. Este un complement circumstanțial de mod. De ce l-am pus între virgule? Vă ziceam mai înainte, unde, când, cum? În ordinea asta. Ia uitați-vă, când apare după... Când, ieri, nu? Complementul circumstanțial de timp apare după complementul circumstanțial de mod. Asta ce înseamnă? Că pe neașteptate stă înainte de locul lui obișnuit într-o propoziție în limba română și atunci trebuie să-l despărțim cu virgulele, da? Să-l punem între virgule. Râul cel mare înșes curgea sub perdele de arbori. Curgea sub perdele de arbori. Este tot așa un citat din Mihail Sadoveanu, Cocostârcul albastru. Uitați-vă, râul cel mare înșes curgea sub perdele de arbori. Dacă vrem să observăm care este rolul cuvintelor în propoziție și să vedem funcția lor sintactică, vom vedea că râul este subiectul, curgea este predicatul, da? Și eu ce am făcut? Râul cel mare, ceea ce determină subiectul trebuie să stea imediat după, da? Dar înșes... Practic și-a schimbat locul pentru că trebuia să spunem altfel. Curgea înșes sub perdelele de arbori, nu? Ar fi fost normal, locul lui ar fi fost acolo, locul lui înșes. Dar cum eu l-am pus între subiect și predicat și curgea, între râul cel mare și curgea, în cazul acesta trebuie să îl despart prin virgule. Mai despărțim prin virgulă și cuvintele și construcțiile incidente. Din exemple o să vedeți voi care sunt acestea. Am găsit din fericire o școală bună pentru copiii mei. O școală bună pentru copiii, atenție, scriem copiii cu 3 de i, copiii mei. Am găsit din fericire o școală bună pentru copiii mei. Această expresie din fericire este o construcție incidentă.
Vă mai dau un exemplu și apoi o să vedem ce sunt aceste construcții incidente. Am văzut... Din păcate, totul. Am văzut, din păcate, totul. Și aici, din păcate, este o construcție incidentă și o despărțim prin virgulă. Dacă observăm acum aceste două enunțuri, vedem că aceste expresii, din fericire, din păcate, ar putea să... nu stea în propoziții și nu schimbă chiar foarte mult, nu ar schimba sensul propoziției, chiar deloc. Am găsit o școală bună pentru copiii mei. Am spus cam același lucru, da? Am văzut totul, am spus ce era important în aceste enunțuri, chiar dacă noi am tăiat aceste construcții incidente. Sunt niște construcții care pot să stea sau pot să nu stea, nu sunt importante și în cazul acesta le punem între virgule. Vă mai dau niște exemple ca așa o să înțelegeți și mai bine. Vom reuși probabil să ajungem la timp. Să ajungem la timp. Observați, în cazul acesta, cuvântul probabil. Da? Vom reuși să ajungem la timp. Probabil este ceva în plus, da? L-am pus între virgule. Voi ști poate cine merită să stea în preajma mea. Voi ști poate cine merită să stea în preajma mea. Observați și aici, cuvântul poate, tot așa, dacă eu îl scot din enunț, spun voi ști cine merită să stea în preajma mea și spun același lucru, dacă vrem, da? Deci îl punem și pe poate între virgule. Acestea sunt construcțiile incidente, da? Pe care le despărțim, cum vă ziceam, prin virgule. Se pune virgulă, în general, după adverbele de afirmație sau de negație, când sunt echivalente ale unor propoziții. Vă dau un scurt dialog și aici o să vedeți. Mari? Întreabă cineva, da? Iar altcineva răspunde nu. Mici? Nu sunt mari, sunt mici, da? Nu mari, sunt mici. Deci în cazul acesta, în loc de sunt, eu am pus practic virgula. La fel, dacă era da, mici, la fel era, nu? Da, sunt mici. Deci după adverbul de negație sau de afirmație sau de negație, atunci punem virgulă. Dacă are rolul unei propoziții, vă ziceam. Tot prin virgulă despărțim în general vocativele și interjecțiile. Domnule director, fiindcă vocativul, eu v-am mai vorbit de el, este un caz al substantivului, nu? Atunci când mă adresez cuiva, Ioane, în cazul acesta v-am dat un exemplu, domnule director, da? Scriem domnule director, domnule director și punem virgulă după, vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Și punem și semnul exclamării, ne aducem aminte, da? Exprimăm toată satisfacția noastră pentru ceea ce a făcut domnul director pentru noi, da? Deci, domnule director, în cazul acesta avem o construcție la vocativ,
punem virgulă după. La fel vom spune, domnule profesor, vă rog să faceți ceva, punem virgulă după, da? Dar la fel vom spune și Irino, vino până la mine. După Irino voi pune virgulă, pentru că Irino este în cazul vocativ, da? Deci putem să avem un cuvânt sau să, acel cuvânt să mai fie determinat de ceva. Nu contează, punem virgulă după un cuvânt sau după mai multe în cazul acesta. Vă mai dau câteva exemple, ca să tot în dialog, stai, vă dau un citat, stai frate, stai frate, nu pleca. Am vrut tocmai să vă întreb ceva. Am vrut tocmai să vă întreb ceva. În cazul acesta este din exemplul pe care vi l-am dat, este din George Călinescu, Enigma Otiliei. Stai frate, nu pleca. Ne concentrăm pe acest cuvânt frate, prin care ne adresăm acestei persoane și spunem frate, da? Îl punem între virgule, ați observat, este tot acest caz al vocativului. Foarte important să știm ce nu se desparte prin virgulă. Și scriem lucrul acesta, nu se desparte, nu se despart prin virgulă. Deja ceva am văzut, nu? Am văzut noi pătre de propoziție de același fel legate prin și copulativ, dar și prin ori sau sau. Ori și sau. Deci, dacă avem și, ori, sau, care leagă, vă ziceam, părți de propoziție de același fel. Un exemplu, cărțile și caietele sunt aici. Observați, am pus și nu am pus virgula, da? Cărțile și caietele sunt aici, este un subiect multiplu, da? Cărțile și caietele, un subiect multiplu, vă ziceam, elementele subiectului multiplu, dacă nu există și, ori sau între, se despart prin virgulă. În cazul acesta, având și, nu-l mai despărțim prin virgulă. La fel, dacă zicem cărțile sau caietele, cărțile ori caietele, da? Nu punem virgulă. Mai departe, o altă situație, subiectul de predicat nu se desparte niciodată. Am văzut foarte multe greșeli de acest fel. Maria cântă. Între Maria și cântă nu punem virgulă pentru că este greșit. Sau noi mergem la mare. Noi mergem la mare. În cazul acesta, noi, observați, nu punem între noi și mergem virgula, da? Să nu o puneți că este o mare greșeală. Deci, între subiect și predicat. Nu se despart prin virgulă nici complementele directe, indirecte sau de agent așezate după predicat. Și aici am văzut foarte multe greșeli. Bună dimineața tuturor, bună dimineața cu virgulă după, deci înainte de tuturor, nu se pune. Dacă zic bună dimineața tuturor, bună dimineața tuturor, trebuie să pun fără virgulă. Bună dimineața cui, urez bună dimineața tuturor, nu punem virgulă aici înainte de tuturor, da? Vă dau și alte exemple. Am o carte. Aici era complement indirect, da? Am ceva, am o carte. Nici complementul direct care stă imediat după nu se desparte
prin virgulă, da? Fata a fost certată. Fata a fost certată de diriginte. Fata a fost certată de diriginte. Observați și aici, fata a fost certată este predicatul. De către cine a fost certată? De diriginte. Aici avem un complement de agent, da? Nu punem virgulă înainte. Deci nu punem virgulă aici, nu punem virgulă aici. Cam atât pentru astăzi, dragi telespectatori. Vom continua să vorbim despre virgulă și ora următoare. Vă rog să nu lipsiți. Până atunci, numai bine!